că s-a dat cu banul, maestru Sandu, s-a dat cu banul, maestru Cezar, dăm de veste un pic. Începe colțul albastru, începe Hais Florin. Haide să vedem despre ce este vorba. Iată că se recapitulează regulile. Nu ai voie după gât. Doar într-o zonă. Iată prima palmă dată de Hais Florin. Și Marian rezistă. Vă reamintim că suntem la cel de-al treilea meci din această seară la Slep. Îi lăsăm pe arbitrii, pe domnii arbitrii să le aducă la cunoștință regulamentul cât mai corect. Urmează lovitura lui Marian Dinu. Haideți să-l aplaudăm, Costinești! Bravo! Se pregătește Marian. Și Marian spune că el dă tare. Hai să vedem despre acel tare. Let's get ready! Se pare că Marian s-a ținut de cuvânt. Marian dă foarte tare din această seară în Costinești pentru Hais Florin. L-a pus jos din prima lovitură Marian Dinu. Colegii noștri sunt aici atenți și îi acordă și lui primul ajutor pentru a fi în siguranță. Lovitura pe care am văzut-o la Marian Dinu, așa cum a spus, prima lovitură și primul knockdown. Zic bine, mai? Într-adevăr, acesta este primul knockdown din această seară. Un knockdown impresionant, așa cum am spus. De fapt, s-a lăudat Marian că dă tare și așa a fost. Chiar a dat foarte tare. Aplauze, ladies and gentlemen, pentru Marian Dinu! Marian Dinu, după cum bine știți, luptător de kickbox profesionist. Cred că îl face mândru acolo pe colegul meu Ionuț Atodiresei, pentru că l-a antrenat în trecut, pe vremea când era luptător, și astăzi a ales să participe la Slep. Le mulțumim colegilor noștri din staful RXF pentru că au grijă de toți cei care aleg să participe. Vă reamintesc celor prezenți, poate i-ați văzut deja pe favoriții dumneavoastră, pe Meco, Bogdan Mocanu, George Zănoagă, Alex Zănoagă, Ovidiu Neveu, Fachiru și mulți alții. Dacă am omis pe cineva, mă iertați, au fost cei care, pe care i-am văzut aici la scenă. Facem party în această seară! Yes! Intrăm în universul RXF! Asta e, toți! Oh, uite! Ok, Lavinia, ce urmează? Urmează multe surprize. Ideea e că Marius a părăsit scena și vreau să vină puțin alături de noi. Marius. Marius Dinu, nu pleca de aici. Haide înapoi aici, hai să vedem. Puțin cu titlul. Hai, împarte un pic victoria ta cu noi. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Și de ce palma ta e așa grea, Marian, și tare? Marian, vezi că de bucurie, în loc să zic Marian, ți-a zis prima dată Marius. Bravo, azi am băut cafeluța cu tine, te felicit. Și mă bucur nespus că ai spus Lavinia diseară, la prima palmă îl dobor. Te-ai ținut de cuvânt? Normal. Normal că m-am ținut de cuvânt. Am venit aici să iau premiul cel mare și aștept și pe următorul care s-a calificat în semifinală. Mai știi ce a zis fiimea când am mers să servim masa de prăspun să filmăm la emisiune? Câștigă băiatul! Marian Dinu la Universul RXF la această gală de Slep cu numărul 3. Cum a fost palma pe care ți-a dat-o punentul? A dat o palmă bună. Din păcate, cum am mai spus și la emisiunea RXF Fight Club, n-am căzut niciodată din picioare nici în ring, nu voi cădea nici la RXF Slep. Wow! Mulțumim, Marian Dinu, pentru dumneavoastră câștigătorul din cea de-a treia rundă. Haideți să-l aplaudăm, Costinești!